Da, e vorba despre întreaga fenomenologie a omenescului în toată cartea asta, dar în același timp, eu cred că filozofic vorbind, nu există niciodată acces neutru la uman. Deci accesul la uman se face întotdeauna prin intermediul particularităților unui sex. De aceea e o carte despre omenesc, dar în care eu, de exemplu, ca bărbat, am simțit ca locuri că ating zone care sunt la limita psihismului și la limita cogniției și la limita ceea ce pot din punct de vedere al inteligibilității, să spunem așa. Imaginea aceea extrem de puternică a fătului care se naște, sigur nu puteam lăsa să treacă lansarea fără un mic spoiler, însă promit să nu exagerez, acea imagine foarte puternică a fătului care se naște pentru că pur și simplu curetajul ratează și a felului în care sentimentul feminin al respingerii copilului